Datorită faptului că Liviu și Ioana au hotărât să fie înaintea Domnului și să promită că îl vor iubi pe el, în primul rând, apoi să vor iubi unii pe alții, unul pe altul, atât timp cât Dumnezeu le îngăduie să trăiască pe pământul acesta. Și apoi, o veșnicie, sus cu Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Știți, datorită faptului că în dimineața aceasta, în casa lui Dumnezeu, avem acest eveniment, acest eveniment de căsătorie, am dorit ca în ziua aceasta să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ceea ce Dumnezeu poruncește cu privire la căsătorie. În mijlocul nostru, în dimineața aceasta, se află familii care sunt deja existente, poate de un an, de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 50 de ani, care probabil este suficient ca în dimineața aceasta să vedem ceea ce Dumnezeu ne spune că trebuie să aplicăm în viețile noastre. Apoi, în dimineața aceasta, avem un alt fel de familii, anume avem familia care se întâlnează astăzi, Liviu și Ioana. Acum, voi înapoi nu mai puteți da și trebuie doar să vedeți ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu și să puneți în practică. Dar, de asemenea, mai avem în mijlocul nostru tineri care urmează să se căsătorească. Dacă mai ține lumea asta și nu vine Domnul și nu se încheie cu ea. Așa că, dimineața aceasta, ciuliți bine urechile ca să vedeți ceea ce spune Dumnezeu despre căsătorie. Și dacă vi se pare prea complicat, nu e nicio problemă. Puteți să renunțați la pasul acesta. Dar dacă vreți să vă căsătoriți, să o faceți așa cum Dumnezeu spune, slăvit să fie numele. Amin. Am vrea să vă spun Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta la Efeseni, la capitolul 5. Și să citim câteva versete, de la versetul 20 și până la versetul 33. Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 20 și până la versetul 33. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii. El, Mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără primană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Căci nimeni nu-și va urâ vreodată trupul, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Amin. Amin. Cred că toți suntem conștienți și recunoaștem faptul că omul a fost creat de Dumnezeu. Apoi, tot Dumnezeu este Cel care în grădina Edenului, a constatat faptul că omul nu este bine ca să fie singur. Și probabil mulți dintre noi bărbați putem confirma lucrul acesta, probabil și nici nu poate confirma lucrul acesta. Că nu e bine ca bărbatul să fie singur. Însă căsătoria a fost invenția lui Dumnezeu. Și ca orice inventator, cel care a inventat lucrul acesta, îți spune și cum să trăiești în căsătorie. De aceea, în dimineața aceasta spuneam că cei care ne-am căsătorit de câțiva ani sau de mai mulți ani, ar trebui să ne punem serios întrebarea, oare trăiesc
și eu în familie. În modul în care Dumnezeu a instituit familia. Apoi, Liviu și Coana ar trebui să-și propună în dimineața aceasta, dacă nu au făcut-o deja, că atât cât Dumnezeu le dă viață pe pământul acesta, ceea ce guvernează căsnicia lor, să fie instrucțiunile lui Dumnezeu pentru familie. Și atunci când treci printr-o situație, că e complicată, că e mai puțin complicată, că e fericită sau că e mai puțin fericită, să vii la instrucțiuni. Și să vezi cum spune Dumnezeu să treci și să facă momentul acesta. Dar vă aduceți aminte, luna decembrie, eram cam tot în formatul acesta. Și când m-am ridicat să vorbesc la privirea fratele Gigi, a spus, în orice situație, creștinul apelează la Scriptură. La instrucțiunile lui Dumnezeu pentru omul pe care l-a creat. Însă știți, de multe ori în viața aceasta, omul trăiește cu impresia că poate să trăiască după cum vrea el. Și au venit oameni care au spus, a, nu, nu-i bine bărbatul să fie singur. Sau dacă nu vrea să fie singur, să-și găsească și-au inventat tot felul de lucruri. Nerespectând instrucțiunile lui Dumnezeu. Și apoi chiar și noi în viața de familie trebuie să recunoaștem că am mai făcut lucrurile și de capul nostru. Și în loc ca lucrurile să, și căsnicia noastră să fie fericită, pentru că de-aia a spus Dumnezeu că nu-i bine pe omul să fie singur, pentru că era trist Adam. Era singur în grădina Edenului, înconjurat de tot felul de animale, de pom frumoși, dar era trist. Și atunci Dumnezeu este Cel care a făcut un ajutor potrivit și a dat instrucțiuni cum să trăiască împreună cu ajutorul potrivit. Știți, când mă gândesc la a pune în practică instrucțiunile, mi-a duc aminte de perioada în care eram copil mic. Și la noi acasă am fost mulți copii, am fost 5 băieți și 3 fete, plus părinții, și la un moment dat am primit cadou o mașină de spălat haine. Nouă nouță. N-am mai avut așa ceva până atunci. Acum, bineînțeles, nici voi n-ați mai avut așa ceva până atunci. Bineînțeles, dacă vrei să folosești un lucru pe care nu l-ai mai avut până atunci, trebuie să citești instrucțiunile. Acum, eu nu mi-aduc aminte dacă părinții mei nu le-au citit sau erau într-o limbă străină și nu le înțelegeau. Au desfăcut mașina din ambalaj, au dus acolo un spălător, au așezat-o frumos, au pus hainele în ea, au pus detergentul, i-au dat drumul și au plecat. Când s-au întors, mașina era în mijlocul încăperii. Au stat ei și s-au gândit, au mai vorbit cu unii, cu alții. Și au spus, băi, poate n-a fost un loc drept. Haideți, zice, că îi turnăm niște beton, îl facem așa în bolovoc, mă, sigur va sta acolo. Zici și făcut. Problema rezolvată, betonul turnat, mașina pusă la locul ei, băgată în ea tot ce trebuie, pornită, s-a întors după, a coborât și de pe treapta respectivă. A venit altcineva cu altă idee și a spus, băi, cred că asta e o mașină specială, zice, și trebuie să punem așa sub ea un cauciuc. Ca atunci când vibrează, să preia șocurile și să nu mai se deplaseze. Zici și făcut, am pus cauciucul, am pus mașina, am băgat hainele, i-am dat drumul. Ce credeți că s-a întâmplat? Când s-a terminat, în mijlocul căperii mașinii. Nu au mai vorbit părinții mei într-o parte, într-alta, un om de-al nostru zice, stați că vă dau o idee. Ce lângă mașină, sparge placa. Băgăm un stâlp de ciment mare acolo cu armătură și legăm mașina de el. Și nu se va mai întâmpla nimic. Zici și făcut. A stat stâlpul acolo o serie de haine. Dar la a doua serie de haine, cu tot cu stâlpirea în mijlocul. Și apoi a venit cineva și a spus, băi, hai să citim instrucțiunile. Și-a luat cartea mașinii, le-a citit, și după cum dumneavoastră știți că aveți toți mașini de spălat, haine, în spatele mașinii sunt două șuruburi. Mici, scurte, le-ai desfăcut, e scos afară și a stat mașina acolo 10 de ani de zile. Nu s-a mai mișcat niciun centimetru. Dragii mei, de câte ori în viața de familie nu respectăm și nu citim instrucțiunile lui Dumnezeu.
și ne pomenim, că ajungem cu căsnicia în mijlocul încăperii. Și ne pomenim că ajungem cu căsnicia cu stâlpul între noi. Un cimon să spargi o placă, să bagi un stâlp de beton, să cimentezi, să spui la toată lumea. Când e atât de simplu, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Să ne întrebăm pe Dumnezeu în orice situație din viețile noastre. Nu știm cum să ne organizăm casa, haideți să venim la Scriptură și Dumnezeu ne va spune. Nu știm cum să ne creștem copiii, să venim la Scriptură și Dumnezeu ne va spune. Nu știm ce trebuie să lucrăm, să venim la Scriptură și Dumnezeu ne va spune cum trebuie să facem lucrul respectiv. Dar dacă nu respectăm instrucțiunile lui Dumnezeu, s-ar putea să ajungem nefericiți pe pământul acesta și apoi o veșnicie și într-un mod cum nu ne-am dorit. De aceea, sfatul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este următorul. Toți acei care avem familie, toți acei care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu soți, cu soții credincioase, frumoase, sănătoase, sau poate mai puțin sănătoși, să citim cuvântul lui Dumnezeu. Instrucțiunile lui Dumnezeu. Și astfel vom fi fericiți pentru familie, pe pământul acesta împreună cu familiile noastre, și apoi vom fi fericiți o veșnicie sus în cer cu Dumnezeu slăviți în fie numele. Dacă s-a pus praful peste instrucțiunile lui Dumnezeu la dumneavoastră acasă, ștergeți-le și începeți să le citiți. Dacă nu aveți un manual de acesta cu instrucțiuni pentru familie și nu numai, spuneți-mi la sfârșitul adunării și vă face cadou unul. Pentru că Dumnezeu a vrut ca omul să fie fericit. Vom uita în cuvântul lui Dumnezeu textul pe care l-am citit pentru a vedea câteva din regulile lui Dumnezeu. Eu nu pot astăzi să vi le spun pe toate, pentru că sunt foarte multe din instrucțiunile lui Dumnezeu. Dar fiecare la casele noastre putem să citim din ele și să le punem în aplicare în viața noastră. În textul pe care l-am citit avem două lucruri. Unul spus pentru soții, pentru neveste, pentru soțiile noastre, pentru surorile noastre. Și avem un cuvânt spus pentru bărbați în dimineața aceasta. În versetul 22 se spune despre neveste așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, nu cum vreți voi, nu cum știți că este bine, nici măcar cum merită bărbatul, că probabil de multe ori nu merită în lucrul acesta, ci fiți supuse bărbaților voștri ca Domnul. Apoi în versetul 25 spune bărbaților, iubiți-vă nevestele. Și acum, eu cred că dacă ne-ar fi întrebat pe noi cei căsătoriți cineva acolo la ușă, să fi pus un chestionar și să fi spus domnilor, astăzi este o zi de căsătorie, astăzi este o zi specială, vrem să vă adresăm o întrebare. Voi iubiți soțiile? Ce am fi spus? Mai ales că era în dreapta noastră sau în stânga. Da? Cum să nu? Nu? Ar fi spus cineva nu? Dar cuvântul lui Dumnezeu spune aici să ne iubim soțiile, să ne iubim pe cele pe care Dumnezeu le-a dat într-un anumit fel. Nu cum credem noi, nu după modelul lumii, nici măcar după cum merită. De multe ori am auzit expresia asta, frate, dar nu mai merită. Nici el, nici ea. Nu merită. Așa o fi. Și pe bună dreptate, cu toată, nu merită. Să-L iubim pe cel care este lângă noi sau pe cea care este lângă noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune, nu uitați, Dumnezeu a creat omul. Dumnezeu a creat familia. Mai târziu, într-o zi ca aceasta a 50.000 a rusalilor, Dumnezeu a creat biserica. Și vine și ne dă exemplul acesta. Modul în care Domnul Iisus Hristos și-a iubit biserica, modul în care s-a supus voii lui Dumnezeu, să fie modul de viață pe care îl aplicați în viețile voastre și în căsnicile voastre. Deci în momentul în care eu vreau să ascult de porunca lui Dumnezeu, de regula lui Dumnezeu, de a-mi iubi soția, etalonul trebuie să fie Domnul Iisus Hristos. În momentul în care soția vrea să fie supusă soțului, etalonul trebuie să fie cum Hristos a fost supus lui Dumnezeu. Și în modul acesta să respectăm instrucțiunile lui Dumnezeu și așa cum au apuntat, fiți fericiți în viața voastră. Și vreau în dimineața aceasta să ne uităm la exemplul Domnului Iisus Hristos și să vedem modul în care El s-a comportat
cât a trăit pe pământul acesta, cu cei care urmau să alcătuiască Biserica Domnului Iisus Hristos, adică ucenicii. Da? Domnul Iisus Hristos, cât a trăit pe pământul acesta, și-a ales 12 ucenici, care după aceea au devenit apostoli, și care după ce Domnul Iisus Hristos a înălțat la cer, au rămas ca și urmași ai Lui, și ei au fost cei care au pus bazele creștinismului pe pământul acesta. Și am vrea să ne uităm în viața Domnului Iisus Hristos să vedem cum s-a comportat El cu ucenicii aceștia în momentul când a trăit pe pământul acesta. Și astfel să ne purtăm și noi în căsnicile noastre, cu soțiile noastre, cu soții noștri, pentru a fi fericiți. Dar trei lucruri aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta. În primul rând, atunci când Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta, Domnul Iisus Hristos a fost Cel care s-a rugat pentru ucenicii Lui. Este un prim principiu pe care îl avem în viața Domnului Iisus Hristos. Și un principiu bun și de dorit de a fi aplicat în viețile noastre. Versetul 20 pe care l-am citit spune așa: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Și noi dimineața aceasta am început-o cu rugăciune de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. În viața de familie, pentru a respecta regulile lui Dumnezeu, rugăciunea trebuie să aibă un loc de cinste în viața noastră. Trebuie să ne propunem, ca regulat, să stăm în părtășie cu Dumnezeu prin rugăciune. Și Cuvântul Dumnezeu spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Asta înseamnă că rugăciunea noastră cu privire la soțul meu, la soția mea, trebuie să înceapă cu mulțumire. Știți, cu durere spun că sunt familii care după ani de zile spun, Doamne, dar de ce mi l-ai dat? Doamne, dar de ce nu mi-ai deschis ochii când am văzut-o prima oară? Dumnezeu spune, cu mulțumire să vin înaintea Domnului. Pentru soțul care ți l-a dat, pentru soția pe care ți-a dat-o, pentru anii pe care i-ați petrecut împreună, cu mulțumire. Păi, fraților, haideți să fim serios să ne gândim care dintre noi ar fi meritat soția pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Care dintre noi? Este vreunul vrednic care a meritat lucrul ăsta? Și dacă nu, de ce îmi permit să vorbesc să mă comport oricum cu ea? În loc să-i mulțumesc Domnului pentru ea și să mă rog pentru ea. Și știți ce e interesant în principiul acesta? Chiar și în relațiile noastre, între în societate, nu neapărat în familie. Atunci când te rogi pentru cineva, nu mai prea poți să-l vorbești. Nu mai prea merge să-l bârfești. Nu mai prea merge să-i dorești răul, să moară și capra vecinului. Ci când te rogi pentru el, asta e minunea. Dumnezeu schimbă inima ta și apoi da, poate să schimbe și inima. De aceea, Domnul Iisus Hristos a fost Cel care s-a rugat pentru ucenicii Lui, primul principiu creștin. Învățat de la Domnul Iisus Hristos. Știți? Vă pun o întrebare dimineața aceasta, pentru cei care suntem căsătoriți. Oare cine s-ar fi căsătorit cu un partener sau o parteneră de viață care să aibă viața și caracterul lui Iuda Vânzătorul? Ați făcut pasul ăsta? Nu cred. Domnul Iisus știa de la început. Pentru că era Dumnezeu și cunoștea toate lucrurile. Și totuși, de fiecare dată, când se ruga pentru ucenicii Lui, să nu credeți că pentru Iuda nu se ruga. Păi când a venit în grădina Ghețiman să-L prindă, Domnul Iisus Hristos cu atâta dragoste spune, prieteni, încercând să îi cerceteze din nou viața, o sărutare din stup pe Fiul omului, încercând să facă să se întoarcă pe calea cea bună. Dar în toată această perioadă, toți acești 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos s-a rugat și pentru ei. La fel cum s-a rugat și pentru ceilalți. Un principiu sănătos în viețile de familie. Să ne rugăm în fiecare zi pentru familia noastră. Și când treci și când trecem printr-o perioadă complicată, aduceți-o înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care poate să dea rezolvare.
Domnul Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și cu toate acestea, înainte de a face orice activitate, subliniez, înainte de a face orice activitate, venea cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne gândim momentul în care și-au ales ucenicii, o noapte înainte a petrecut-o pe genunchi în rugăciune, pentru ca Dumnezeu să dea înțelepciune și rugându-se pentru ei. Câte nopți am petrecut eu în rugăciune pentru familia mea? Câte nopți ați propus voi să petreceți în rugăciune pentru familia voastră? Dragi tineri care vreți să vă căsătoriți, cam câte nopți vreți să petreceți în rugăciune? Sau câte petreceți acum? Pentru soțul sau soția pe care Dumnezeu îi va da. Cam câte? Domnul Iisus Hristos a stat sus pe munte și s-a rugat o noapte întreagă pentru problema care urma să aibă a doua zi. Alegerea celor 12 ucenici pentru punerea bazei bisericii. Apoi, dacă ne gândim la Domnul Iisus Hristos când se duce la mormânt la Lazar să-l învieze, înainte de a începe lucrarea și a porunci lui Lazar să iasă afară, se roagă. Multe alte împrejurări Domnul Iisus Hristos le începe cu rugăciune. Este un principiu sănătos pentru viețile de familiilor noastre. Ca să avem o viață regulată de rugăciune, o viață de rugăciune care să înceapă cu mulțumire, o viață de rugăciune în care să-i spunem lui Iisus orice durere, cum spune o cântare. Știți, în Ioan, capitolul 17, Domnul Iisus Hristos, înainte de a începe să meargă pe drumul care l-a dus la Golgota, face o rugăciune și acolo o rugăciune în versetul 9 spune: pentru ei, mă rog. Deși pentru Domnul Iisus urma o perioadă complicată și grea în viață, trăită în trup pe pământul acesta. Dar Domnul Iisus este Cel care vine și spune: pentru ei, mă rog. Pentru aceea pe care Tu mi-ai dat. Ce bine ar fi dacă în familie noastră a fost identizat, nu că eu l-am ales, da? Nu că eu l-am ales pe Liviu, sau eu am ales-o pe Ioana, sau eu mi-am ales soția, eu mi-am ales soțul. Nu, nu. Doamne, Tu mi l-ai dat. Vedeți? Noi ne aducem aminte că Domnul ni l-a dat numai că să arătăm cu degetul. Știți, Adam, până când i-a zis Dumnezeu, ce ai făcut, Adame? Nu a conștientizat lucrul acesta. Și probabil că spunea, ce soție frumoasă mi-am ales. Da? Ce soție inteligentă am eu. Ce soție cum se cade am eu. Ce soție așa și așa și așa. Când a venit problema, Doamne, soția pe care mi-ai dat-o. Păi eu ce să fac? Tu mi-ai dat-o. Încerc și eu să fac. Și mai bun din ea. Dacă așa mi-ai dat-o, ce să fac? Ce bine ar fi dacă ne-am aduce aminte în fiecare zi că Dumnezeu este Cel care ne-a dat o nouă viață. Și apoi ne-a dat o soție sau un soț care să fie alături de noi. Și decât să vorbim de rău sau într-un fel nepotrivit, ca să nu spunem altfel, mai bine să ne rugăm de ei. Știți, spunea o maximă, așa în general, când n-ai să spui un cuvânt bun celui de lângă tine, mai bine oameni. Dacă nu poți să-i spui un cuvânt bun, un rău cum îl ajută, mai bine roagă-te pentru ei. Haideți să luăm și în familie noastră principiul ăsta. Dacă îți vine la gură unul din ăla rău, decât să-l spui, mai bine roagă-te pentru ei. Pe principiul Domnului Iisus Hristos. De câte ori nu s-o fi rugat Domnul Iisus Hristos pentru Iuda? Când îl vedea ce făcea cu punga, cu șmecherii, cu viclenii, da? Dar l-a lăsat. Și s-a rugat pentru ei. Haideți să aplicăm principiul acesta și în viața noastră. În al doilea rând, dacă ne uităm la Domnul Iisus Hristos cum s-a comportat cu ucenicii lui cât a trăit pe pământul acesta, vedem că Domnul Iisus Hristos este Cel care s-a rugat, dar nu s-a oprit aici. Și Domnul Iisus Hristos s-a jertfit pentru ucenicii. S-a jertfit. Cum a jertfa lui ceva plăcut. Da? Și în vechime când se aduceau jertfele trează să verse sânge. Jertfa este ceva ce te costă, jertfa este ceva scump, jertfa este ceva care trebuie să plătești pentru el. Versetul 25 spune așa despre Domnul Iisus Hristos: bărbaților, iubiți-vă și voi nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Deci ce înseamnă jertfă în familie? Să mă dau pe mine pentru ea sau pentru el? Să renunț la mine pentru ea
sau pentru el. Știți, la nuntă, la fiecare care ne-am căsătorit, cel puțin de două ori, o dată la primărie, o dată în adunare, veți vedea mai târziu cum se va întâmpla lucrul acesta, ești întrebat. Vrei să-l iei, să o iei? Și apoi spune, la bine, nu se oprește, și la rău. În boală și necaz, în bogăție și în sărăcie. Și cu zâmbetul pe buze răspunde, da. Și el, și ea. Și trece ziua asta frumoasă, îmbrăcați frumoși, toți ne uităm la ei, i-am așteptat să vină, n-am început, lasă-mă, cum ajunge ei la un moment dat. Noi dăm drumul la program înainte. Ei, dar ziua asta trece? Dacă mai întârziați la doare, nu vă mai așteptăm. Dacă s-a făcut ora fixă, noi o să începem programul. Și așa e și în viața de familie. Veți ajunge în viața reală. Și pe lângă bine, va veni și răul. Nu că ne dorim, dar trăim în această lume în care răul domnește, răul conduce, răul guvernează și răul vrea să strice lumea, guvernată de Satan. Și celula pe care Dumnezeu a făcut-o familia, în grădina Edenului, el vrea să o strice prin toate modurile. Și atunci îngăduie răul în familie noastră. Și întrebarea se pune, ești gata să te jertfești atunci când vine și boala, și necazul, și lipsa. Știți, e tragic dacă te duci și vorbești cu familii care se destramă, frate, nu se mai poate. Omul ăsta nu mai pot trăi. Păi de ce? Că a venit perioada rea. Păi când ai stat acolo în fața lui Dumnezeu și în fața familiei și în fața bisericii, ai spus la bine și la rău. Vreau să-l iubesc, vreau să fiu alături de el, vreau să fiu alături de ea. Și cât a fost bine, a fost bine și ne-am bucurat. Și acum când a venit momentul să mă jertfesc pentru fericirea familiei mele, renunț. Că nu se ne poate. Știți, Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, era în grădina Edenului, în grădina Ghețiman, pardon, și spune, Doamne, nu se ne poate. Dacă vreau ca mine și la viața mea, mi-aș dori ca paharul acesta să-l îndepărtez de la mine. Dar privind peste ani și ani de zile la toți acei care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor în viața lor, a spus, nu vreau să se facă voia. Doamne, vreau să se facă voia ta. Și a fost gata să se jertfească. Pentru ca eu și dumneata să fim fericit de mine în dar, fără să mă costă nimic. Dragă frate, dragă soră, dragă bărbat, dragă femeie, care ești căsătorit de 10 ani, de 20 de ani, de 50 de ani, cam cât te-ai jertfit în viața aceasta? De dragul lui Hristos. Pentru soțul tău, pentru soția ta. Cam cât ai jertfit? Domnul Iisus Hristos ne spune că a jertfit totul. Apoi, dacă ne uităm la un al treilea principiu din viața Domnului Iisus Hristos în raport cu ucenicii lui, pe care să-l aplicăm în viața noastră de căsnicie, vedem că Domnul Iisus Hristos este cel care s-a rugat pentru ucenici, s-a jertfit pentru ucenicii săi, dar în al treilea rând a făcut toate lucrurile acestea pentru că i-a iubit. Pentru că i-a iubit. Nu trebuia mult. Știți, noi, rapoartele noastre de la școală, de la muncă, e tragică și în familie. Venim cu o întrebare de genul următor. Spune-mi 1, 2, 3 motive pentru care să fac treaba asta. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta ascultând de glasul Tatălui al lui Dumnezeu. Pur și simplu, pentru că ne-ai iubit. Fără niciun alt motiv. Dacă în viața voastră de familie, la un moment dat, veți descoperi că în liniu, că n-ai niciun motiv să te jertfești, sau oameni să te jertfești, fă-o pentru simplu motiv că iubești pe mine, sau că iubești pe oameni și atât.
Dacă noi în viața de familie, la un moment dat, n-ai niciun motiv pentru care să te jertfești. Sau doar pentru că îl iubești pe Cel pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine. În Ioan capitolul 3, versetul 16, ne spune că Dumnezeu a văzut în cărbaciu niște oameni foarte posecate, de aceea l-a trimis pe Fiul Său să moară pe crucea Golgotei pentru păcatul lor. Nu scrie așa. Ci scrie Dumnezeu a iubit lumea. Pe mine și pe mine, pe toți. Și pe tâlhari și pe oameni posecate. Și pe săraci și pe bogați. Și pe cei buni și pe cei răi. Și pe cei care spun, nu există Dumnezeu! Deci cine te-a creat? Atât de frumos, atât de complex. Fac ce vreau cu viața mea. De unde ai cumpărat? A fost cumpă, mai ia-ți una, că se gata cu rădă. Dumnezeu, pentru că ne-ai iubit, a trimis pe Fiul Său în aceasta. Să moară, să învieze, pentru ca oricine crede în El să nu pierde ce să aibă viața veșnică. Liviu, dacă ți-e greu la un moment dat să iubești pe Oana, Oana, dacă ți este greu la un moment dat să-i crescupui lui Liviu, uite-te la Domnul Iisus Hristos. La modul în care El a făcut lucrurile acestea, cât a trăit pe Pământul acesta, pentru ca noi să fim fericiți pe Pământul acesta și acolo dată în veșnicie. Domnul Iisus Hristos, dacă ne uităm la El, când sus în cer s-a întrebat, cine se coboară pe Pământ să moară pentru omul păcătos? A ridicat și a spus, iată-mă, trimite-mă. Sunt gata să mă duc și să mor pe Pământ și să sufăr pe drumul păcătos. Și a făcut lucrul acesta, pe dragul meu și pe dragul dumneavoastră, fără niciun alt motiv. N-am fi meritat nimic. Nu este meritul nostru și nu am putut să facem nimic ca să ne câștigăm iubirea lui Dumnezeu, iubirea Fiului. De aceea, haideți ca iubirea pe care am învățat de la Domnul Iisus Hristos să fie un principiu pe care să-L punem în familiile noastre. Dacă nu, respectăm principiile lui Dumnezeu, s-ar putea ca mașina de spălat să ne trezim în mijlocul încăperii. Mijlocul oamenilor, potând într-un mod necorespunzător. În loc să fim liniștiți acolo la locul nostru, în căminul nostru, fericiți și fiind o mărturie pentru Dumnezeu. Sau poate mai rău, un stâlp de beton în mijlocul nostru, căutând să găsim fericire. Când fericirea se găsește la câteva șuruburi pe care le desfaci, o copertă pe care o deschizi și găsești modul în care poți să fii fericit pe pământul acesta. În familie, alături de Dumnezeu. De aceea, haideți în dimineața aceasta să lăsăm pe Dumnezeu să fie Cel care să miște inimile noastre. Și dacă de mult n-am mai citit și n-am mai aplicat regulile lui Dumnezeu, pentru familiile noastre, pentru viața noastră, să luăm și noi deciziile astăzi, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie cartea de căpătâi, de temelie a vieții noastre de familie. Liviu, Oana, aveți multe planuri în viața care urmează. Ne rugăm ca Domnul să vă dea sănătate și viață pe cele îngăduie. Dar nu uitați. Cuvântul lui Dumnezeu, instrucțiunile lui Dumnezeu, sunt ceea ce vă pot face fericire. Liviu, dacă ai vrea prin forțele tale la greu să iubești pe Oana, nu o să poți. Oana, dacă vrei prin forțele tale la greu și în fiecare clipă să fii supusă lui Liviu, nu o să reușești. Dar dacă luați cartea asta, așa cum este Dumnezeu Iosua, citește-o, memorează-o, cuze-te asupra ei. De ce? Ca să te poți contrazice cu unul cu altul? Nu. Ca să poți după aceea spune să împlinești nu ce-ți place, nu ce vrei, ci tot ce este scris în ea. De aceea, ce vă dorim noi ca și adunare în dimineața aceasta, este ca tot ce scrie în cartea aceasta, să puneți în aplicare în vieții. Nu uitați rugăciunea să fie în viața voastră pe locul numărul 1, apoi să vă jertfiți pentru altul și să vă iubiți.
Și îți spun acum, iubirea a fost mai mult la nivel teoretic. Te iubesc, dragă mea. Te iubesc, iubita mea, Ioana. Oana. A fost la nivel de declarație. Și astăzi, încolo, începe să și demonstrați lucrul acesta. Ați demonstrat-o și până acum. Dar într-o mică măsură. Ei, de acum încolo, începând din ziua aceasta, aveți posibilitatea să o demonstrați în toată plăbarea iubirea pe care aveți în față de aia. Așa cum am discutat la ora de tineret. Dacă vreți să aveți iubire multă unul de toate, e foarte important să lăsați pe Dumnezeu să umple viața voastră de iubire. Și atunci veți avea ce să dați. Unul pentru altul și celor din cer. Domnul să ne ajute ca fiecare dintre noi să ne luăm aminte la lucrurile acestea și regulile lui Dumnezeu pentru viața omului pe pământul acesta și pentru viața omului în familie pe pământul acesta să fie reguli de căpătâi în familiile noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin.